au plecat hai hui în doi în întreaga lume. Noi nu știam să filmăm, nu știam să edităm, nimic. Deci am zis ce a fost în capul nostru. Am vândut casa, am renunțat la job-uri și suntem într-un oraș atât de mizerabil. Și ne-am trezit a doua zi, am zis, aici e paradis. Ești acolo, ești zeu. Oamenii se comportă cu tine. Zeu pe bani puțin. Am contactat virusul vegetan în Bali, de la un țânțar. Și a fost groaznic. Vreau să mă duc acasă, mă mai bucuram de copătie, de mic. Vreau mai acasă. Te-ai gândit vreodată să o iei hai hui, să-ți lași serviciu, să lași creditele la bancă și să pleci cât e lumea asta de mare? Asta o să facem noi astăzi, adică o să-i cunoaștem pe doi suceveni care au făcut treaba asta, au plecat hai hui în doi în întreaga lume, au închis creditul pe care îl aveau la bancă și au vândut apartamentul, cumpărat tot prin credit pe 30 de ani și au plecat să colinde lumea. Hai hui în doi, Ionuț și Andreea Chiperi, am stabilit că ne vedem la sediul monitorului de Suceava, cam 50 de metri în spatele meu, mergem să-i așteptăm să vină la noi la redacție. Haideți! Ionuț! Vă salutăm! Andreea, hai cu ei doi și acum mergem în redacție la monitorul să spunem de vorbă, că e să spunem toată povestea. Avem. Haideți. Așa. Ia-i Andreea, uite așa. Așa e cu Andreea. Aici e compartimentul de rapiditate, acolo e mai rapid de citate. Ia-i pentru noi la colega noastră, ia vedem banii, salariul, pe 15. Te bucur și trebuie să și abonezi, nu mai să te bucur, că așa și nu avem. Aveți o misiune foarte faină, abonați. Daniel, colegul la tehnică, Paul. Pe Paul nu știți, că l-ați filmat. Acum, în la jumătate. Și el e colegul meu, un proiect. Tu ești un atri, da? Haideți să redați. Aici sunt directorul Tidia, sunt atri, dar cu șef. Din birou. Știam povestea, foarte felicitări pe aici, ce story. Bă, Vasile, ești vestit, bă. Pe voi m-ați făcut vedete. Eu am viața aia trăită cum a fost trăită, dar dacă nu mă apărea pe unde trebuia, nu se știau. Știu cum ai dat să apare și cartea asta. Te dai exemplu? Eu cred că o să o citesc și eu de vreo două ori. Este și din ea, credeți-mă. O să cumpărăm promite. Bun, lansez cartea, studiază lui Vasile. Da, este povestea, eu știu așa în mare, dar cu siguranță îți răspund. Da. Mare e greu de... Mă rog, în mare vorbesc la repere foarte largi. Eu nu vreau povestit așa... Mi-ați zis pe Facebook sau... Acum depinde de unde o știi. Eu știu de la un prieten care a fost vecin cu el. Bun, hai să mergem. Da, pentru cei care nu știți povestea lui Vasile, o să vă las eu un reportaj, un link, de fapt, cu reportajul pe care l-am făcut la Gala 80 de lei, în descrierea acestui video. Hai! Nu vă dați șeful? Asta e redacția, da? Unii părinți sunt pe TV. Pe Panantu, Ionuț, Andreea, Daniel... Hai! Hai să stați! În fiecare birou, da. Să organizăm cumva, stați voi aici! Am pentru că poate ne povestiți și nouă. Mai am și scris, colega noastră, Adelina, avea în concediu de maternitate. O să hotărâți, ați vândut tot, ați plecat. Acum, deci ați plecat, când mai ține de? Pentru că ne-a suferat oarecum de viața pe pilot automat din București. Program de la 9 la 18, 2 ore pe an pe drum în trafic, de acasă până la birou. Bun, puteați să mă întoarceți la Suceava, e mai simplu. Da, dar am ales calea cea mai grea, să spunem așa, necunoscutul. Păi și în Suceava tot pe pilot automat era, adică exact. Toată cealaltă. Da, îmi dat seama că trăim mai puțin pentru noi și mai mult pentru obligații, responsabilități și... 2 săptămâni de vacanță, nu exact, pe an. Nu, apropo de Suceava, în vara asta am stat 2 ore în parcare la mall. Era și... da, de sunt ieri. Ai rost sărbătoare, da. Și a rămas blocat acolo, n-am mai pus nici. Bine, nu știați scurtuturile, da? Nu aveai pe unde, nu, imposibil. Bă, am așa în Suceava de sărbători, da. Când e sărbători, marcul timpului e foarte, foarte aglomerat. Deci ei lucrau la... Noi aveam joburi de corporație, da. De 10 ani, aproape același job, de 15 ani, un apartament pe 30 de ani, pe 30 de ani, rate. Da, și ne-am dat seama că...
nu e viața pe care ne-o dorim noi cu adevărat. Da, da, mai cu clicul mult. S-a produs, eu știu povestea, că m-am pus cu research, dar vreau să spuneți voi, de clicul s-a produs în... În Bali. În Bali, în Bali, da. Săptămână de miere, ne-a făcut atât de mult insula și am rezonat cu locul în sine, pentru că e o insulă foarte încărcată de spiritualitate, oamenii sunt foarte frumoși, peisajele sunt diferite. Și atunci am avut așa un moment de trezire, să-i spun. Că a fost cea mai îndepărtată ieșirea noastră în Bali și ne-am trezit a doua zi, am zis, aici e paradisul, trebuie să revenim neapărat. Bun, ați hotărât să lăsați totul bază și să plecați. Da, inițial am luat niște clase de siguranță, un an sabatic de la job. Eu mi-am păstrat job-ul, eu nu ți-am plecat în presă, apropo. Am lucrat tot în presă, în zona asta și am lucrat de la distanță, până anul trecut. Pentru că aveam nevoie de niște venituri active care să ne... Bun, și acum aveți venit, cu ce călătoriți? Da, acum avem. Acum, după trei, aproape trei ani de YouTube, putem spune că... Aveți venit ori de pe YouTube, da, cu ce? Da. Dar la început ați avut niște economii când... Plus economii, ne-am băgat și în acele economii, plus veniturile constante din jobul meu. Pentru că în primii doi ani de YouTube, nu cred că am scos $50 pe lună, în condițiile în care investeam. Bun, acum practic trăim din călătorie. Da. A devenit jobul nostru. Acum, da. Putem spune că e un job acum, deși noi am fugit de ideea asta de job, de program, până la urmă și ideea de YouTube a devenit un job, pentru că suntem foarte ambițioși, disciplinați. Da, mai mult decât înainte. Da. Acum. Bun, dar acum altceva, când faci asta de plăcere, exact. Când o faci călătorie, îi costezi, da, evident, e o diferență mare. Dar, bun, a spus din Bali, dar în rest, unde v-a făcut cel mai mult în lume? Păi am stat un an de zile în Statele Unite, am vizitat 27 de state din 50 și ne-a plăcut foarte mult. Deci în asta. Nu, bă, ne-a prins pandemia, am plecat acolo pentru o lună de zile, ne-a prins pandemia și am zis ok, hai să profităm de oportunitate să vizităm țara asta atât de complexă. Viză cum am avut viză pe, mai fuseserăm o dată, avem viză pe 10 ani, cu drept de ședere 6 luni, dar se poate prelungi și am mai stat încă 6 luni. Deci perfect legal, totul ok. A fost o oportunitate pentru noi, pandemia, am spus asta de foarte multe ori, pentru că am avut șansa asta de a schimba statul la câteva zile, fără niciun fel de restricție. Adică nu am simțit în niciun fel. Bine, a stat doar 6 săptămâni, a stat într-un loc, luna martie, dar nu atunci când a fost cel mai... Nu se știa exact, orașele intrase în lockdown. Și apoi ne-a plăcut foarte mult Costa Rica, Galapagos, insulele Galapagos. Sunt spectaculoase, Sri Lanka. Tot rinuncat. Dar planul vostru inițial, când s-a întâmplat? Când ați luat baza lumea în cap? În 2018, la sfârșitul lunii octombrie. Și planul vostru inițial care a fost? Voi, nu, voi avea, hai să mergem. Să încercăm un an de zile, să vedem cum e pentru noi, în primul rând. Dar, într-adevăr, atunci am pus pe picioare acest proiect, dar nu prea am filmat mult, dar am editat puțin. Pentru că postam o dată la săptămână, mai nu ne-am bucurat atunci, într-adevăr. A fost o vacanță de un an. Și am zis că n-am prevenit, dacă nu merge proiectul, am început, nu știam să filmăm, nu știam să edităm, nimic, am dat teze. Să vorbim în fața camerei. Da, a fost un așa, provocare uriașă. Spectacol, da. Dacă nu merge, revenim la job-uri, pentru că nu le schimbați-le oricum de mult, o să fie oricum mai bine, un pas înainte. Mai facem un credit, piața adică noi nu ne-am propus să devenim YouTuber de succes, neapărat să devenim influencer sau cum să numesc. Nu era asta planul inițial. Să mergem acolo să trăim pentru noi niște experiențe foarte faine. Vedem dacă ni se potrivește stilul de viață, pentru că nu e pentru oricine. Foarte mulți oameni au plecat într-o astfel de călătorie și s-au întors, pentru că nu s-au regăsit. Nu e chiar așa simplu să schimbi locațiile la 2-3 zile, să schimbi culturile, pentru că asta e o provocare. Pentru noi cel mai mare șoc a fost Cambodgia. Atunci era cât pe ce să ne întoarcem acasă. Țin minte că eram în Phnom Penh, în decembrie, și am zis ce a fost în capul nostru. Am vândut casa, am renunțat la job-uri și suntem într-un oraș atât de mizerabil, gălăgie, oamenii agresivi. Erau și sărbătorile de an, dar atunci a venit o șansă. Da, atunci cumva a venit o șansă. Am avut un parteneriat primul, aveam câți abonați? Aveam 50 de abonați și am avut primul nostru parteneriat cu un hotel de 5 stele, 7 zile, ori inclusiv. La Orizor, Crăciunul de 5 stele în Cambodgia. Și atunci am prins curaj, am zis ok, hai că se poate, înseamnă că... Bine, am avut noroc atunci, pentru că îți dai seama, nimeni nu ar avea încredere în tine. Da. Dar mi-a dat încredere. Dar eu sunt curios, în țară, unde a făcut cel mai mult? Exceptăm Bucovina.
Maramureș. Deci, Maramureș. Și Ardealul. Deci, acum seminar, ne-a plăcut foarte mult zona Apusenilor. Apusenilor. Păi am stat mult în Cheia, într-un sat izolat din Apuseni. Da. Bine, Râmeta ne-a plăcut. Tibie din zona Mărgău, de asta. Mărgău, da, da. Da. Bihor. Zona Clujului, în special, am explorat-o și Alba. Da. Nu, doar Apuseni, doar acolo în partea aia unde sunt cetățile Pornoului. Nu am ajuns. Cluj, extraordinar de frumos, sunt mulțime de peșteri sălbatice. La Cheile Râmețului am ajuns cel mai... Da, Cheile, cetățile Pornoului și mai spectaculoase, ale sunt unicate în România. Da. Sunt până niște camere de astea, mă rog, cu proporții imense. Două, una în alta. Am văzut foarte multe peșteri sălbatice, este focul. Eu, peștele, e un ghețar, practic, la orele amezii, în funcție de momentul anului, diferă, soarele bate direct pe ghețar și o senzație că ad flăcări în ghețar. Foarte multe lucruri în România de vizitat. Dar foarte multe lucruri interesante, iar n-a pus semnat. Toate astea se fac la pas, nu trebuie să fie, să ai abilități de alpinist sau de... Că tot a ajuns în discuție câte locuri frumoase sunt în revizat în România. Voi ați venit acum într-o vacanță, ați apucat o lună de zile să mai vedeți ce nu ați văzut până acum, da? Și ați venit la loc frumos, am înțeles ce a venit. Asta vă explic? Asta, bineînțeles. Așa începeam și aici vreau să ajung. Și vreau să vă întreb care e diferența dintre turismul din Bucovina, din România și din Bucovina, evident, și cel din alte țări. Cea mai recentă, scuze, pentru... Deci mie mi s-a părut Columbia, cea mai bună țară în privința turismului. Când ești acolo, ești zeu. Oamenii se comportă cu tine. Zeu pe bani puțin. Pe bani puțin, da. Că e o țară accesibilă, e o țară foarte sigură, în ciuda prejudecăților și, mă rog, ideilor pe care le avem noi despre Columbia. Dar ești tratat într-un mod exemplar și pentru noi calitatea serviciilor și prețurile, evident, corelate cu prețurile, sunt pe primul loc. Dar și acolo. Da, pe primul loc mă refer așa, ca feeling, adică contează foarte mult cum sunt tratat și cât plătesc la sfârșit. Iar în România suntem tratați și... Pe primul loc și cu bani puțin și... Noi așa știu. Da, asta mi s-a părut. Ca și concluzi, oricum, România e scumpă și serviciile lasă de dorit. Lasă de dorit, da. Deși culmea pandemia asta în alte țări a ieftinit, să zic așa. Da, asta e. Că în Columbia, de exemplu, au scăzut prețurile în Galapagos, la fel în Statele Unite. Că... La noi numai că nu le-a ieftinit, și că chiar unele părți le-au... Adică ei cumva încercau să atragă turiști în... scăzând prețurile în Galapagos, de exemplu. Am făcut un video la Miami, de exemplu, și am făcut versus... comparație versus Miami, Costa Rica, Hawaii și Cancun. Și am cheltuit într-o zi la Miami, câțiva ne-am cheltuit într-o zi în Miami. Și mai am avea mașină închiriată. Aici nu am stat la plajă, nu mai doar am filmat, am special pentru filmat, n-am plătit șezlon, că era 100 de lei de persoană. Deci prețurile ar trebui raportate la venituri, că și Columbia și Ecuadorul cred că au venituri similare cu România, dar prețurile sunt mult mai mici. Asta. Și e mai scumpă România decât Statele Unite. Da. Cel puțin noi cheltuim în România ca și turiști, cât cheltuiam în Statele Unite o lună de zile. Adică și serviciile nu le pot compara, nici infrastructura nu mai zic. Bun, dar acum revin la întrebarea Eusebiu, în țară, dacă o luăm așa, ia. Da. Tu te la Mamaia, eu te în Bucovina, în Maramureș, unde e... Contează mult... Unde e mai accesibil? Da, unde e mai accesibil și raportul ăsta, calitate, preț, evident, Maramureș și Bucovina. Maramureș și Bucovina, Maramureș și Bucovina, da. Cele mai, cred că sunt cele mai echilibrate, și da. Mai echilibrate și într-un punct de vedere al modului în care e tratat clientul. Poate și concurența mai mare aici. Din cauza asta. Și poate că avem și noi o abilitate da, așa de a... Nu am fost acum în Valabrava, dar cu siguranță, nu știu, cu siguranță. Nu știu care e... Hai, Florin, intră! Un alt colegi al nostru a venit de Serem, Florin. Da, care e pasionat de călătorie. Auzi, Florin, Columbia e cea mai mișto. E ieftină și sigură mi s-a părut. Și colorată în același timp. Florin e pasionat cu trei. Cu trenul, cu trenul, e specialist cu trenul. În România, așa, în afară, nu prea. Deci noi vrem să mergem cu Transiberianul, de exemplu, mi-aș dori foarte mult. Ai fost? Nu, vrem. Cred că e o experiență inedită. Știi ce vreau să vă mai întreb? Bun, deci a fost prima oară un plan pe un an de zi. Când ați luat decizia că, bă, asta vrem să facem și iau și din... Am venit în România și am stat 3 luni, nu? 4 luni. Și nu știam ce facem, atunci.
Am venit din Asia de Sud-Est. Ai fost ultima etapă, Asia de Sud-Est, a fost ultima etapă. Și când am plecat de acolo, bine, am plecat plângând aproape din Bali, mi-am uitat și acum. Pentru că nici și viitorul nostru era relativ incert. Da. Nu știam exact ce o să facem. Nu știam ce facem, noi ne facem, dar aveam visul ăsta de a merge în America, orice ar fi. Adică facem orice, numai să ajungem în America, să nu ne întoarcem la job. Adică prinsesem deja gustul libertății, na. Multe avantaje cu care vine viața asta de nomad. Și apoi când am uitat ce înseamnă America, de fapt, ca și costuri. Ne-am descurajat, ne aveam tot ideea, noi mergem în America. Și ne întrebau prietenii, bun, ce faceți voi în America? Că o mașină, ca să închiriez, e foarte costisitoare. Hotelul este costisitor. Nu știu, noi mergem în America. Și până la urmă s-au legat lucrurile și am reușit să ajungem cu gândul să stăm o lună. Am stat 12 și a fost o experiență minunată. Care îți place de aici? Ne putem spune așa în mare aici, o să mergem, începem cu Emiratele, un emirat mai nou acum se promovează. Pakistanul. Afganistan, da. Apoi ne întoarcem. Colegii mei râd că e șef. Așa nu te alegem, ce? Nu, și apoi că ne întoarcem în Europa. Să facem câteva insule din Europa, Brazilia. Și apoi ne întoarcem în state, că mai avem 23 de state de vizitație. Vrem să facem toate statele din statele lumii. Spuneați de Bali și de lacrimi la un moment dat când ați plecat, dar știu că a mai fost un episod cu Bali, că nu e chiar totul minunat acolo, pe care ai trecut tu, virusul Dengue. Am contactat virusul Dengue, da, în Bali, de la un țânțar. Și a fost groaznic, oricum. E o boală... M-a stricat de energie. N-am avut probleme cu dureri de oase, am o febră foarte mare. Am transpirat foarte mult și apoi, cred că cea mai curând a fost recuperarea. Pentru că nu mai avem energie, pur și simplu. Nu există vaccin, nu există remediu, se tratează doar, pot să zic ce se tratează? Paracetamol. Paracetamol. Și cu apa atât, adică hidratare 6 zile, 5, nu? 2000 de euro. 2000 de euro, n-aveam asigurare medicală. Și foarte important să vă faceți, asigurare medicală, că atunci când călătoriți, sunt voi ce stai. Nu se întâmplă nimic. Și știu că a fost un moment în care ați spus așa... Pe ce? Păi eu voiam să mă duc acasă, nu mai bucuram de cocotie, de nimic. Voiam aia acasă. Nu găseam bilet de avion, era foarte... Era din scurt, da, și era luna iunie când... Pensea cum ați obținut și mi-a trecut și... S-a bucurat de călătorie, nu? Dar e mai grav decât malaria, oricum. Asta e important de știut. Și ce mai știu de la voi, de eu vorbesc de ceva vreme, e că ați întâlnit în toate colțurile lumii, ați fost voi români. Da, peste tot. Și nouă ne place să întâlnim români, pentru că ne place să ascultăm poveștile românilor care s-au mutat în diverse țări. Și nu s-am găsit. Și cred că asta, eu mereu spun că cea mai frumoasă experiență din călătoria noastră sunt oamenii, sunt poveștile pe care le-am întâlnit. Sunt senzaționale, nu știu, la proprietari de restaurante din Arizona, restaurante românești, în Seattle, în Bali, inclusiv mici, un român făcea mici, avea un restaurant suică. Balcanic, îi spunea, dar făcea și comandase un cazan de suică din România și făcea suică din banane, din ce avea acolo. Și românul pe care l-ați întâlnit în cel mai ciudat loc, să zic așa, care nu v-a așteptat. Bă, Galapagos. Galapagos. Da. Bine, ne-a scris după ce am plecat noi, adică Galapagos sunt niște insule remote în ocean, la 3 ore distanță de Ecuador, foarte puțin cunoscute, dar spectaculoase. Și după ce am plecat de acolo, mi-a scris în română că eu locuiesc aici. Eram, cum ai ajuns aici? Adică noi abia am ajuns în calitate de turiști. E foarte complicat să ajungi acolo. Hai. Și da, aici mi s-a părut. Nu știu, în Mexic. A, eram în Statele Unite, în El Paso, la granița, da, în Texas, la granița cu Mexic. Și era un oraș foarte drăguț. Era, da, foarte arid, căldură. Da. Era la 50 de grade, cred. Am zis că e imposibil aici să fiu un român. Am făcut un pariu cu Ion și am zis că n-are cum să fiu un român aici, să trăiască un român. La câteva minute distanță ne scrie cineva pe Instagram, hei, locuiesc aici, bună, ne-ar plăcea să ne cunoaște, da, mergeți în punctul Y, dragă. Asta e frumusețea, românii ne scriu, dacă locuiesc undeva, mergeți acolo, vizitați asta, mâncați la restaurantul cu tare fiși. Noi avem și noi un canal de YouTube, ceva de care v-am zis. Noi am întâlnit în București, deci eu am fost câteva zile în București și chiar... Aici voi să ajung, chiar cam tot așa, și am văzut pe stradă, zic, bă, deși mi-e rușin că sunt oameni pe stradă. Și v-am zis aceasta, știi că nu-ți vom frică de asta la loc. Nu, pasiile astea ciudate, am zis că unde lucrez și că aș vrea să ne vedem când veniți acasă. Și uite, acum după o lună de zile. Trei luni. Da, ok.
Vorbim de, uite, și noi am vrea, cu siguranță, nu știu care de aici, dar spune că de mâine vreau și eu viața voastră. Da. Bun, nu e pentru oricine. Da. Dar să spunem că, uite, de mâine îmi trebuie și mie prin cap să mă apuc de chestia asta. Dar ce ar trebui să știu? Ce m-ați sfătuit? Ce... În primul rând, e foarte important bugetul. Și ca să pleci într-o astfel de călătorie, e important să ai niște venituri active. Să vină niște bani lunar, pe care să-i folosești în călătoria ta. Pentru că dacă tu pleci cu un buget standard, banii de economii, da, se termină. Se termină banii și e acasă. Depinde acum ce vrei să faci. Dar și din YouTube e... nu te îmbogățești. Nu, la început cel puțin. Vă uitați prea atent la povestea asta cu ce... Da. Să nu îmi inspiri, zici. Păi nu, aia zic, sunt prea... Dar nu mai rămâne nimeni în redacție. Dar eu mă gândeam asta cu venituri, da. Dar nu suntem noi de vină. Constant. Da. Aș pleca și eu, măi, dacă ar fi așa. Da. Nu știu, bugetul... am fost și norocuri, putem spune, bugetul contează foarte mult, contează... Să fii deschis, pentru că la nou, schimb țările, culturile, o să ți se pară ciudate unele dintre ele. Să mănânci orice. Mâncarea, iarăși, că altfel te întorci în Asia. Ce mâncare ciudată? Că... Bine, nu ne-am aventurat noi. Nu ați făcut de asta. Bine, broască în Vietnam, am gustat. Și-ar făcut clopoței în Arizona. Da, aici, deci, partea da. A scăpat de mult. De au anumit pretenții la mâncare. Aligator în Florida. Și mai mâncat ceva prin Vietnam, parcă, nu? Nu. Cel mult, n-am gustat gândaci și alte. Da, cu gândaci, scorpion. Ceva sigur, nu știu. Eu am întrebat de fiecare dată, e carne de pui, de vită, de porc? Da, 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 ok. N-am făcut analize când am venit din... Da. Pentru că prietenii ne-au speriat oarecum. Bine, cel puțin pe zona de apă, de gheață. Ați întrebat proveniența gheții, dacă e apă de la chiuvetă sau îmbuteliată? Apă potabilă? Nu, am întrebat niciodată. Noi nu, doar fresh-ul am băut prin Asia. Când am venit, n-am făcut analizele, am ieșit temporasic. Dar ne-am speriat, te recunoaștem. Da, da, da. Nu ne-am pus foarte mari probleme. Pandemia a prins în state. Da. Cumva pe voi v-a ajutat ca stați și a avut experiență foarte mișto acolo în state. Cum erau știrile de acasă? Cum le vedeați voi de acolo? De nu, putem începe cu Statele Unite. Noi ne-am speriat destul de tare. Eram pe ce să ne întoarcem și am scris un mail la Maie. Dar povestea e foarte interesant. Ne-au răspuns și au zis că când facem un avion de repatriere, vă anunțăm nici în ziua de azi. A fost bine, da. Probabil, nu știu. Dar ce vreau să vă întreb, bun, a spus în țară, cele mai frumoase locuri, Covina, Maramureș și Apuseni. Apuseni inclus, Vihor, Alba, dar cel mai, experiențele cele mai nefericite? Litoralul și Sulina. Sulina, prisma orașului. A, Sulina pe prisma orașului. Orașului, nu da, prin prisma experiența noastră unde am stat și am mâncat a fost rău. Da, e un oraș... Uitat. Parcă te întorci în timp. Da, 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 știm, e păcat, odată acum acolo, dar era, din punctul meu de vedere, acolo ar trebui să fie bijuteria României. Dar și noi acum, practic, vă asigurați călătoriile doar din ce... Nu, și mai avem niște colaborări... Parteneriat. Parteneriat. Da. Tot ce e legat de călătorie. Tot de YouTube, da, de... Adică proiectul noi susținem singur acum. Da, acum da. Acum, da. Parteneriate și tot ce mai există pe lângă, da? Acum, când au venit primii bani din YouTube? Că și noi suntem undeva la 2000 de abonați și să-l liniștesc pe Paul. O zis după 3 ani, dar nu s-a stea. Nu, după 2 ani. Dacă Paul a trecut din... Nu, am trecut acum 2 ani. Când am plecat în state. Ianuarie. Când am plecat în state, când a explodat canalul. Atunci au trecut să vă dat. Da, pe ianuarie 2020. Voi postați la 2-3 zile maxim. Cam la 2-3 zile, cam așa. Inițial am postat de în fiecare zi, când am plecat în Statele Unite și apoi nu, e foarte mult, e uriașă în spate. Nici așa nu prea mai... Acum, la 2-3 zile, da, cred că e în regulă. Oricum eu muncă, întreagă în spatele lui. Avem un noroc că ne-am împărțit sarcinile. Andreea știe ce ați făcut, eu știu ce am de făcut și în felul ăsta, nu știu, merge mai ușor treaba. Eficientizăm. Că știu că la primul video, de exemplu, tot a fost cu lacrimi, nu? Da, am plâns, i-am spus eu că nu fac așa ceva niciodată, eu nu pot să vorbesc, eu sunt foarte anxioasă. Și niciodată n-am putut să vorbesc în fața lui. Mă mir că pot vorbi acum, adică nu știu, nu vine să cred. Nu, dar te descurci chiar foarte bine. Trecut peste o barieră. Nu mă bazez pe ea. Da, am plâns, am zis că nu o să fac asta niciodată, nu o să fac vlog, nu o să-mi expun viața, nu o să... 30 de duble doar la un intro. Nu știai de ce s-o apuci, ce să spui, unde mergi. Suntem penibili, că nu suntem... Da, nu ești obișnuit să-ți auzi vocea, să te vezi. Dar cu timpul vine. Exercițiu.
orice e posibil. Acum ne place, adică nu mai vedem, poate nu am ceva clar. Bă, cum vă stă foarte bine primă și chiar mă întreba, bă, omule bun, dacă eu m-aș duce cu partenera, cu consoarta și știi că mai merge, ea mai merge la serviciu, mai tot, sau la serviciu, mai... Dar voi sunteți practic tot timpul, ne despărțiți, nu? Uite acum, de când am venit în România, eu am mers la părinții mei, eu am rămas la părinții mei. 3 zile am stat despărțiți. Dar în rest, 3 ore am fost nedespărțiți, până un an și jumătate. Eram în California, ne-am întâlnit cu niște amici, ea s-a dus la niște la cumpărături, a rămas cu mașina, trebuia să schimb ulei. Hai să mai repetăm o dată pentru anumite persoane. Voi postați la 2-3 zile maxim, da? De acolo la noi. Da, asta e o regulă importantă când ai consecvența. Cheia. În primul an, da? Da, în primul an am postat o dată pe săptămână și n-am crescut deloc. Din nou, noi nu facem vlog, noi facem emisiune. Dar la rândul nostru și nou, și mi-am primit recomandarea asta pentru că am vorbit cu un YouTuber tot mare de pe zona asta de treabă și mi s-a ajutat nici pe noi cumva să crește, recomandă-ne. Și aveam puțin 100 de abonați sau nu știu cât. Și mi-a zis, ok, vă fac promovare, aveți 3 videoclipuri și nu am văzut cele mai calitative, îți vin 1000 de oameni, dar mai departe ce faci? Recomandarea mea mi-a zis și nouă, să fii consecvent. Și am fost consecvent și, na, având în vedere că facem un conținut nișat pe zona asta de călătorii, noi suntem foarte mulțumiți și am ajuns în acest timp. Până la urmă, ea face 70-80% din vlog, tot ce înseamnă, da. La conținut până la adică știu că am depus research, în 2 zile, fac orice editare, ea duce greul în proiectul ăsta, pentru că se uită la toate, noi filmăm și mult. Nu știm să filmăm puțin, dar să nu, pe ideea să nu pierdem nimic. Și ia, de exemplu, scoatem un vlog de 30 de minute și avem filmări 3 ore. 3 ore, ceva de genul. Adică 3 ore înseamnă 6 ore de editare. Foarte mult. 6 ore de editare plus că ai pierdut o zi ca să filmezi alea 3 ore, n-ai filmat 3 ore cap coadă. Vreau să mai întreb ceva ca să nu uit, că nici nu vreau să vă țin foarte mult și cu timpul vostru. Da, ce ne place la voi? Da, ne bucurăm. Ce știu cei din străinătate despre România? Știu că a făcut un vlog genul ăsta pentru cei din state, dar în general mă refer. Ce știu despre România? Romania. 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 I-am mai întrebat și pe mexicani și pe cei din Costa Rica, dar n-am mai publicat noi video. Pentru că erau puțini oameni. Da, erau puțini. De obicei știu despre Nadia Comăneci, despre Hagi, Dracula și Transilvania. Cei mai mulți cred că știu despre Dracula și Transilvania. Ceaușescu. Și mai sunt cred că vreo 40-50% care nu știu nimic, dar recunosc că nu știu nimic. Nu știu unde este România. Deci, am făcut acel material, nu aveam oameni, trebuia să facem material cât de cât lung. Îi spunea, dar nu știu nimic. Și spune că nu știi nimic, fii sincer. Nu trebuie să știe toată lumea ceva despre România, acum nici noi nu știm cele 50 de state. Am apreciat pentru că mulți, cred că 70% știau ceva despre România. Da, din America, da, știau. America, până la urmă, suntem o țară mică, nesemnificativă pe hartă. Și foarte mulți aveau colegi de muncă români. Da. Știau că au frat... O țară mică, dar suntem peste tot. Exact, mi-am dus la ușă în Germania și mi s-a părut că oriunde mergeai pe strada, auzeai că cineva vorbim românești. De peste tot, nu știu. Suntem de tot acasă. Da. Voi sunteți din Suceava, chiar din Mucinii Suceava. Și tu, Andreea? Din Solca. Din Solca. Da, și nu te-a făcut-o la... Humor. La Humor, la Humor. La Muzeul Satului, de aici, de la... Cu nunta tradițională. Aici am făcut ziua și seara a fost petrecerea la Humor. Noi ne plac tradițiile, noi chiar asta e o problemă în zilele trecute vorbeam. Că în România nu sunt promovate tradițiile, chiar și în Bucovina, sincer, s-ar putea face mult mai mult și asta să fie o carte de listă pentru noi. Că cele mai frumoase țări sunt cele cu tradiție. Și pot să dau exemplu, Columbia, Ecuadorul nu mai zic, pentru că mergeam prin munți pe acolo și oamenii sunt îmbrăcați. Da, sunt încă 30 de triburi indigene care locuiesc acolo și vezi pe câmp îmbrăcați în haine tradiționale. Și prima dată am zis, oamenii ăștia, oare ăștia turiști sau ce se întâmplă? Nu, ei așa sunt, adică am văzut prășim pe câmp și mi s-a părut un spectacol nemaipomenit. Și mi-ar plăcea și în România când vin turiștii străini să vadă exact asta și se întâmplă și foarte. Să nu fiu mai la evenimente și... În zi de sărbătoare importantă, nu știu, sărbătoare importantă. Dar măcar pe zona asta de servicii. Dacă ai o cazare tradițională, poți să-ți iei o linie, știi, să fie o uniformă de servicii până la urmă. Te ajută și pe tine. În locul de Bucovina există. Că sunt puține, nu știu, nu prea. Nu prea. Apropo, ce v-a plăcut cel mai mult în Bucovina?
adică în zona asta mea. Mâncarea. Mâncarea? Și peisaje. Am avut niște cazări inedite, adică senzațional. Noi am urmărit, cel puțin în perioada asta, să stăm în acele case tradiționale. Și asta și în Maramure, și în Apuseni, și în Bucovina. Și chiar apreciem că a devenit o modă acum să salvezi casele bătrânești vechi și să le faci în zone de interes turistic. Păi chiar azi dimineață mă uitam la un blog de-al vostru și erai tu, Andreea, pe un câmp, nu resim unde, pe un câmp, era o imagine foarte frumoasă și am spus că uite ce imagine frumoasă, din păcate sunt zone, sunt case noi cu acoperișul. Asta e o problemă generală în România, și Maramure, și Bucovina. N-avem o lege a urbanismului, cred că se numește. Simțul estetic. Adică simț estetic, vezi o casă tradițională din lemn și lângă o casă roz cu termopane cu 3 etaje. Adică, de ce nu există? Uite, în Bali, de exemplu, nu ai voie să construiești mai mult de un etaj. Și plus trebuie să păstrezi... Sunt anumite zone doar unde poți să construiești mai multe etaje. Și în plus trebuie să păstrezi elemente tradiționale, să integrezi în fațadă, la fel, elemente de ce au ei. Tot îi putem da exemplu Bali cu zona asta de haine tradiționale. Da. Au o lege, în fiecare joi, toți angajații statului și elevii vin îmbrăcați la școală, serviciu sau așa, la școală tradițional, obligatoriu. Joia. Da, uite, la serviciu. Într-un oraș de lângă Medellin, în Columbia, în Guatapé, la fel, seamănă foarte mult cu Ciocăneștiul, Zocale. E mai colorat. Da, e un oraș foarte colorat și au niște imagini în basorelief și acolo e lege, nu știu cum... Da, e lege acolo. Lege, fiecare casă are o imagine reprezentativă pentru cel ce acuiești acolo. Dacă este cioban, de exemplu, are niște oi sculptate pe casă. Dacă este profesor, are o carte și un stilou și... Deci fiecare și arată atât de frumos. Dar asta nu e greu să faci. Eu, de exemplu, acum câțiva ani eram mirat că povestea un oficial fusese prin... venise din Germania, a două ori ceva de azi, și era povestea în centrul Consiliului Local, județean. Dom'le, acolo, dacă vrei să-ți lopsești gardul, cere aprobat la Consiliul Local și ți-mi pune culoare. Cum adică să-mi pune mie culoare? Culoarea casei e la fel. E absolut normal. În Grecia, spre exemplu, intri într-un saș și vezi toate casele alb, albastru sau combinații de astea. Sau acoperișul pe da. Țin. Asta stabilește Consiliul Local și ești obligat să-ți lopsești casa alb sau albastru, vrei. Și peste tot e la fel, numai pentru a exista uniformitatea asta. Numai la noi îți dă voi 10 culori. Dar există localități în România în care a început, nu poți să vopsești gardul, în mod normal să vopsești gardul și la noi trebuie să ceri aprobare la Consiliul Local, trebuie să ceri autorizație de construcție. Da? Nu se practică asta, să mă rog. Dar atunci poți face o uniformizare, casele să fie de aceeași culoare, să ai un regim de înălțime, dar mă rog, asta presupune anumite lucruri. Dacă îi vopsești gardul, trebuie să nu vopsești gardul. Sunt fie ca în Columbia, de exemplu, în favele, noi ne întrebam, am fost acolo și... Toate casele nu sunt terminate, sunt din cărămidă. Și ne întrebam, de ce? N-au bani? Știi că nu, nu plătesc impozit. Da, și impozit. În interior e un lux. Și că au un lux înăuntru. Incredibil, dar în afară zici că... Ea funcționează în construcție, în continuare. Da. Așa e în Cairo. Construiesc partierul, pornesc de capul și se opresc. Da. Ca să nu plătească impozit. Dacă au un băiat cel mai mare din familie, când se căsătorește, continuă. Mai faci un etaj și tot așa multe. Bine, și în Israel e la fel, cu toate casele, cu mic acoperiș plat așa. Deci întrebam de ce și explica pentru dacă băiatul, fata sau așa, mai faci un etaj. Nu vezi acoperișul de asta ca la noi. Cele mai frumoase locuri în care ați fost, așa, un top 3? Bine, cred că Bali. Bali, Sri Lanka, Statele Unite, da. Topul continuu. Nu neapărat asta e ordinea. Costa Rica, Galapagos, ne-a plăcut niște insule extraordinare. Pentru viața marină. Floră și fauna, în general. Oamenii, în general, când se gândesc la destinațiile acestea exotice, se gândesc numai și la bani. Da. Dar știu de la voi că totuși, dacă ți-o planifici și organizezi cum trebuie, nu sunt costuri atât de ridicate cum ar fi pentru agenție, de exemplu. Da? Eu sunt unul care am fost în Islanda, în concediu. Așa. A fost în capital, în Islanda. Am fost și bani, am fost la și nu but. Am stat 200 de unii but și după aia fost la... Hai, revin la întrebare. Așa, la întrebare. Deci, în Islanda, că un mod normal un tur al Islandei costă undeva la 7.000 de euro, noi l-am făcut, cred că, cu până 1.000 de euro de persoană și a fost foarte fapt. Așa, multă situație asta. De exemplu, uite, o excursie în Bali, cât ar costa? Dacă colegul Daniel vrea să plece mâine în Bali. Biletele de avion,
principal sunt cele mai costisitoare. Cât am plecat noi, dus întors prima dată în luna de miere, este o linie low cost care activează până în Atena. Nu mai știu, cred din Singapore până în Atena. 500 și ceva de euro, da. Din Atena în Bali. Da. Dar a doua oară, când am plecat cu o altă companie, am plătit 1000 de doar euro. Dus. 1000, doar dus. Dar probabil că dacă ți-ai doar dus, întors 1300 de, cam așa de euro. Cam așa, e, da. Așa și apoi acolo viața e ieftină. Găsiști caze de la 10 euro pe noapte până la... cu 20 de euro stai bine. Adică, cu piscină, cu mic dejun, cu bungalow, frumos, în orezărie. Da. Adică 80 de lei. Scooter, eu plăteam 9 lei pe zi în chiriere. Și acolo nu ai nevoie de mașină sau de taxi. N-ai nevoie. O plin cu scooterul printre palmieri. Unde o plinul la scooter. Da. Și apoi mâncare e foarte ieftin. Adică noi în Asia, că am uitat să precizez, aveam buget de $40 pe zi. Am vizitat 9 țări cu $40 pe zi însemnând zbor, că împărțeam zborul la numărul de zile, cazare, mâncare, activități turistice. Exact ce spuneai de activități, că noi nu mergem cu agenții sau... Da. Sigur că mai sărim unele tururi care atunci la vremea aceea se păreau costisitoare. De exemplu, în Sri Lanka n-am mers în safari. Acum ne pare rău, era $100 de persoană și depășea mult bugetul nostru, dar am supraviețuit în Asia și am dus-o foarte bine cu $40 pe zi, adică strictul necesar. Mâncam fructe din copac. Aveam cocotieri în față, copaci de papaya și da, apropo de asta, noi ne înregistrăm toate cheltuielile, avem o aplicație mobilă, fiecare e ban foarte e foarte important, pe zi control. Da, da, pentru că altfel pici în capcana de a cheltui și mai mult și mai mult pe lucruri și pe poate experiențe de care nu ai nevoie sau care nu știi că ăștia sunt bani dacă, nu știu, beneficiezi de o experiență mai costisitoare, în următoarele zile mai tai din buget, ceva mai da. E foarte important, uite, te întrebai și mai devreme ce sfaturi am avea pentru cineva care vrea să facă asta. E foarte important, iarăși, să îți ții bugetul în frâu zilnic. Da. Ca și unul, eu fac și pentru România, uite, în România nu făceam. Ai fost în mass media, nu se trebuie întâlnat bugetul. Da, știu. Că nici dacă aș vrea să-i să, știi? Știu, da. Să fiu desfrânat. De la salari. Așa și ai chiar asta nu intră niciodată, adică asta văd așa, între noi. Da, noi vă mulțumim foarte mult. Cu siguranță mi-aș fi 100 de întrebări de pus, cu siguranță fiecare dintre colegii mei mai vrea să vă întrebe toate multe. Lasă-mi și voi, da? Ce să zic, de mâine venim și noi după voi. Nu facem o echipă undeva, uite, mutăm monitorul de Suceava. Am mai fost, am știut că sunteți prieteni și cu Backpack Your Life. Da, așa, a fost aici în județ, a făcut și el o mică scurtă vacanță cu prietena lui din Columbia, Paris. Da, el, da. Și chiar aveam aici un subiect de discuție cu Ștefan, nu știu unde e acum, că a fost pe Raveau și a zis, prietena lui a spus, cred că e cel mai mișto loc din lume, era acolo în verde, un panoramă. Da, a prins și zăpada atunci. Da, 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 da. Și mi-am publicat un material, și comentarii, da, mă rog. Și a fost comentat, bă, cum ai să fii cel mai frumos pe Raveau? Pentru că lumea, în general, când e ceva la tine acasă, nu, da, nu apreciezi la adevărata valoare. La adevărata valoare. Nu sunt convins că acum, peste imagini din vlogurile voastre, dacă s-ar uita un străin, ar fi, mamă, ce mișto e în România, dar poate poate ceva din Cluj, de exemplu, la Piatra lui Dan, că a dus ca la Piatra lui Dan acolo. Da, e ok, e... Da, ceva banal. Da, ceva banal. Ceva altceva. Vă dorim drum bun, mult succes în călătoriile voastre, noi o să vă urmărim, voi cei care vă uitați acum la noi, nu uitați să vă abonați la Hai Hui Enjoy și dacă mai rămâne acolo un loc de un click, mai dați și la ceva altceva un click și evident, știți monitorul Suceava, urmăriți-ne pe Facebook, pe Instagram, urmăriți-ne pe altă planetă dacă ne găsiți undeva. Bine, încă o dată mulțumim, sper că ați simțit la noi. Mulțumim pentru invitație, cu siguranță, sunteți foarte tare. Mulțumim și voi la fel. Mulțumim.